ziua. Am trebuit să mă adresez din nou românilor prin intermediul dumneavoastră, pentru că evoluția situației din România în ultimele zile riscă să se degradeze irremediabil. Aș dori numele USR să se înțeleagă că această dezbatere la care asistăm de foarte multe zile în coace nu este o dezbatere spre uzul doar al politicienilor. România este o țară locuită de români și în numele lor politicienii au obligația să îi facă dreptate și să-i asigure un statut democratic de condiția economică a Uniunii Europene și a NATO. În ultimile zile, grupul condus de președintele Traian Băsescu, prin intermediul justiției, încearcă să forțeze democrația. Am asistat în acești 7 ani și jumătate de Traian Băsescu la o siluire permanentă a ceea ce înseamnă sistemul judiciar în statele. Dar evoluțiile publice sunt fără precedent în opinia noastră și de netolerant atât de către români, de către societatea civilă, dar și de către structurile abilitate ale Uniunii. Considerăm că este inadmisibil să dai indicații de ordine pe teritoriul României și aceste indicații să fie realizate, executate la timp și în tocmai de către structura abilitate ale statului și organe judiciare. Cred că este momentul ca domnul Traian Băsescu, președintele suspendat al României, să-și aducă aminte că există în România 7.400.000 de români care i-au spus că nu mai vor. România, domnule președinte, nu este o țară fondată, să ne comportăm precum lăbușca. Dar nu vă puteți lua această țară înapoi, pentru că nu vă aparține. Această țară aparține românilor și cred că o minimă decență politică și o minimă morală îi obligă pe cei implicați în acest șoc de forțare a democrației în România să se abțină de la orice act, orice gest de intimidare sau de acțiune contra poporului român de această dată, nu numai contra structurilor abilitate ale statului. În ultimile zile am asistat la o acțiune fără precedent, jenantă pentru România, pentru Uniunea Europeană. Controle la Curtea Constituțională, dosare la Curtea Constituțională, instituție fundamentală a statului român. Și astăzi constatăm că această curte trebuie să primească actele unui proces electoral nu de la autoritățile abilitate ale statului, autoritate electorală permanentă, Biroul Electoral Central, ci de la parchet. Am vrea să știm foarte clar dacă parchetul începe să substituie alte instituții fundamentale ale statului român. În dimineața acestei zile, USR a sesizat prin 3 sesizări separate Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecția Judiciară. Pentru că scurgerea în presă acestor stenograme și dumneavoastră și publicul știți foarte bine care este sursa acestor scurgeri în presă de informații din dosare penale, trebuie să înceteze odată pentru totdeauna românii. A făcut de foarte mult rău statutului justiției, statutului magistraților implicați în aceste acțiuni și principiilor fundamentale ale codului penal. Urmărirea penală în România, și cred că este o chestiune de ABC pe care o știu sau ar trebui să o știe foarte mulți procurori, este o urmărire penală necumplită. Aceste documente dezvăluite în presă pot judicia aflarea adevărului într-o cauză penală și trimiterea în judecată a unor persoane și tragerea lor la răspundere. USR nu mai poate tolera și nu mai poate permite prejudicierea procesului penal în România. Este suficient că foarte mulți magistrați n-au înțeles nimic din această situație umilitoare pentru România a menținerii mecanismului de monitorizare și verificare. Le cere să îndeplinească toate benchmark-urile din acest mecanism și să se abțină la a face publice acte și probe din dosarele penale.
magistrat, pentru statutul magistratului, să continuăm să ne comportăm ca un stat bananier, ca un stat în care totul scabesaș se transmite prin televizor, fără o minimă responsabilitate. Toate cele trei sesizări sperăm să fie primite în limitele prevăzute de lege și în loc legea de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, mă refer la legea 317, și sperăm ca comunitatea profesională a magistraților din România, care este CSM-ul, să dea curs de urgență solicitărilor noastre și să procedeze la o investigare foarte clară. Dacă încercăm să mimăm un proces judiciar în beneficiu politic, România încercează să mai fie stat de drept. Și cu această ocazie, cred și fac un apel la toate forțele politice interesate ca dialogul cu România să capete o tentă civilizată și nu una provocatoare. Am salutat misiunea de informare a reprezentantului Departamentului de Stat. Considerăm că în virtutea bunelor relații dintre România și Statele Unite, bune relații care vor continua, indiferent de ce se va întâmpla în România, este necesar dialog. Dar considerăm că acest dialog trebuie făcut cu bună credință, prin consultarea tuturor factorilor interesați și prin consultarea unei cifre care este relevantă. 7,5 milioane de români au spus nu pentru 3 ani la sesiune. O țară democratică, cum este Statele Unite, cred că înțelege foarte mult despre această situație din România și apreciază conduita românilor deschisă și nemanipulată de nimeni. În acești termeni dorim ca lucrurile să fie considerate. Și nu în alții. Dacă ce aveți întrebări. Ce noi am sesizat Inspecția Judiciară, CSM-ul și Ministerul Justiției, cerând să se facă o anchetă în legătură cu scurgerea de informații din acest dosar care vizează referendumul și n-am să mai reiau nici pentru public și nici pentru dumneavoastră, pentru că bănesc că nu numai că știți foarte bine care este conținutul și derularea evenimentelor, dar înțelegeți foarte bine care este și substratul. Am cerut să se facă o anchetă pentru că această faptă constituie abatere disciplinară. Ori, structurile abilitate ca să constate existența unei abatere disciplinare sunt cele ale Inspecției Judiciare și a Parchetului prin secția de procuror. Vă menționez punctul de vedere că interceptările au fost făcute ilegal. Este un punct de vedere exprimat de la eu consider și am privit la documentele publice că această autorizație de interceptare provizorie, care în baza articolului 92 din Codul de Procedură Penală poate fi dat pe 48 de ore de către procuror, trebuie, dacă este cazul și se conturează săvârșirea unei fapte penale, prelungit printr-o autorizație dată de magistrații în alte condițiile legii. Ori această autorizație nu am auzit să existe și nu am indiciu de bună credință din partea parchetului care putea să facă public existența acestui document legal obligatoriu pentru interceptarea continuare subliniei. De ce avem 48 de ore? Este o altă discuție și poate o să discutăm de modul în care se respectă drepturile omului în legătură cu interceptarea dată de procuror. Decizie care, în opinia mea, promovată de legea română, este contrară deciziilor CEDO care au condamnat țări membre ale Uniunii Europene pentru prevederile legale de această dată. Domnule Nicolae, vorbesc de tot felul de controle. Astăzi au început în 15 județe controle ale procurorilor de nea care anchetează pentru cum au votat oamenii de acolo, sătenii. Credeți că se creează o panică? Vor mai ieși oamenii și vreau la vot? Nu aș vrea să vorbesc de panică. Cred că mama ta profesională care este să facă la abordare și cu privire la derularea acestui libertate. M-am dat foarte atent în legile care guvernează statutul Direcției Naționale Anticorupție și n-am văzut o competență a acestei structuri, abilitatea parchetului în investigarea fraudelor la legea electorală. Dar probabil că baza principiului ajutorului e reciproc principiu specific societăților socialiste, mai mult sau mai puțin multilateral dezvoltat.
alți bani. Și să investigheze în același timp cu investigațiile procesului electoral pentru acest referendum și cele 12.000 de sesizări penale, cu privire la sfârșirea unor fapte penale, promovate în 2009 cu ocazia alegerii președintelui Traian Băsescu. Este un bun prilej să lămurim ce înseamnă procesul electoral în România. Și dacă se întâmplă acest lucru, salut decizia partidului. Cred că este un fapt notoriu modul
care suntem sfidați, modul în care ne se insultă inteligența și politicienii care pornesc de la premisa că acest popor nu știe pe ce lume trăiește mai devreme sau mai târziu vorbim. Vă mulțumesc că ai convins un pic mai multe surse, era mai selectat. Mai multe surse. Da, perfect. Vă mulțumesc și vă o zi și bună. Vreau să fie și un weekend. Țara asta în fiecare zi se întâmplă cu de ceva. Nu te știi tu nu pentru că eu mă uit la procedură. Cel puțin că aș vrea să respect normele de procedură. Trebuie pusă pe loc și discută pe chestiunea termenului. Curtea s-a pronunțat de la termen. Așteptăm. Ei vor decide să le unim și o clipă în urmă să nu se influențeze cu un fel curtea și chiar refuzăm să le aveți. Mai ales că nu numai România, dar și întreaga lume are o problemă. Sunt cam multe alegeri în urmă și în Statele Unite și aici. Atunci putem să înțelegem interesele electorale, în lipsa de responsabilitatea politicienilor e cam aceeași.